Pe fondul unor conflicte mai vechi, doi bărbați din Tecuci s-au luat la ceartă în plină stradă. Unul dintre ei a vrut să își facă dreptate cu puterea pumnului și s-a terminat tragic. Luată prin surprindere, victima s-a prăbușit la pământ în urma unei lovituri primite în cap și i-a fost fatală. Era fără semne vitale, cu otoragie, deci sânge pe o ureche, semn de fractură de bază de craniu, un traumatism craniocerebral foarte puternic. Pe fondul unui conflict spontan, inculpatul i-a aplicat o lovitură victimei, o I de 53 de ani. În urma acestei lovituri a proiectat-o pe un pavaj din piatră. În urma leziunilor suferite, victima a decedat la foarte scurt timp. Inculpatul a fost reținut 24 de ore. Pe bază de ordonanță a fost prezentat cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Galați în cursul zilei de ieri. Propunerea a fost respinsă, în cauză s-a declarat calea de atac a contestației. Cel care se face vinovat de această tragedie este cercetat pentru comiterea infracțiunii de lovitură cauzatoare de moarte.